Noastră reprezentantă? Și usate. Și domnul? Usate Nicolae Vasilievici, 58-a года рождения. Asistem, da. Nu suntem părți. Domnul Usate. Oleg Vreaga de la Curaj TV, vă rog să ne permiteți. Și dumneavoastră, doamna? Reprezentanța Asociației pentru Drepturile Omului Vrăușului cer intervenția doar prima parte. Asociația care? Asociația pentru Drepturile Omului Vrăușului. De la Bălț. De la Bălț. Cum vă ziceți? Iana Grosu. Iana Grosu. Mulțumesc, vă rog. Instanța de civil de loc a admite, a permit înregistrarea la deschiderea și la pronunțarea, dacă va fi pronunțarea, ce mă rog. Dopomenea, mă Vă rog frumos, așteptați, este o procedură specială, astfel permit următor participantul acest ca să aveți dreptul la replică sau la răspundere. Se anunță completă respectată, cauza dată va fi eliminată în ședință publică, de către colegii Ocirilul Comercial și Comerciosul Cristic Lărgit al Curții Sistemului de Justiție, având în componență sa judecătorii Dumitru Matar, Elena Copzac, Ala Copeleanu, Anatolie Turcan și Ion Gurgon. Dar mai întâi vom verifica care este prezența în instanță de judecată. Putem rezulta, vă rog. În prestanță, la ședință de astăzi s-au prezentat reprezentantul Usatei Nicolae și reprezentantul Consiliului Teritorial Toas al Cancelarii de Stat, Zavrescu Irina. În privința celor pe care au fost expediat citatele, s-a avea... Da, Zavrescu Irina. Deci, doamna Zavrescu Irina are procură? Da, am învățat. Este în stat la materiale cași, dar că... Procură și aveți ordinul Cancelarii de Stat în oficiul Bălț? Sunteți în oficiul Central sau Bălț? Bălț. Bălț. Este ordinul că sunteți angajat la acest lucru? Da. Ordin și copie prietenă. Așa, în stat? Celelalte cărți au fost înștiințate despre trecerea ședinței de judecată, însă dovada recepției o avem doar din partea lui Aldo Iuri, Ferenia Tercesor, care a făcut cunoștință cu citația la 6 octombrie și reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la 5 octombrie. Deci am primit stimați participanți acest, se închideți toate obiectele și țin de sunete. Atât, da? Da. Deci, stimați reprezentanți, participanți la proces, să auziți care este componența completă de judecată care va exista cauza dată. Putem
reprezentantul Căciulare de Stat. Reprezentantul Consiliului Municipal de Bălți, Aldo Iulie, ați auzit că este a fost informat în zi, pe motivul nevinează de prezentat. Reprezentantul Societății Corespondentate cu Activ Grup, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale Mediului. Deci a depus o solicitare. Prin care începe înlocuirea reprezentantului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu succesorul. Director pe reorganizare și așa, deci în baza punctului 2 al hotărârii Guvernului Republicii Moldova, numărul 170/2021 din 12 august 2021, a fost modificat de numirea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Educației și Cercetării și reorganizat prin dezmembrare și crearea Ministerului Culturii. Deci, iată, în legătură cu existența acestei hotărâri a Guvernului Republicii Moldova, solicită înlocuirea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu succesorul în drepturi procedurale a Ministerului Culturii. Deci, deși având o astfel de solicitare, reprezentantul nu s-a prezentat în ședința de judecată. Se pune în discuție întrebarea cu privire la posibilitatea examinării cauzei astăzi în lipsă persoanelor care nu s-au prezentat în ședința de judecată. Putem reprezentantul și celălalt de stat, sunt de acord. Consider posibil, în grad instanță. Și vom comitet opinia dumneavoastră cu privire la dimensul Deci, în altă instanță, în materiale cauze există poziția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, respectiv consider posibil. Deci, cu privire la înlocuirea. Da, eu nu sunt de posibil. La sfârșit, când Считаю возможным, я даже прошу вас провести сегодня слушание, потому что это очень долго уже. Și cu referire la demersul Ministerului de a accepta amenitate de intervenient noua organizație în bază de părere. Nu aveți nimic să spuneți, da? Da. Они высказались в документах тому дела, если... Есть модификация, а дескимбалия аденитарии... Да, я поддерживаю предложение и согласен. Deci, un procesare, o compensare la chestie de la părinte nu este științare, ca să știu, da? De la stătirea Mijloc și Noctu, de fără științare, da? Și deci, de la asta. Deci, având în vedere faptul, instanța că vă precedem, deci, având în vedere faptul că ședința publică a fost numită, că domnule cauze numai ședință publică, deci anume pentru a auzi părțile și a le audia, dar având în vedere faptul că în ședință nu s-a prezentat deputat Consiliului și nu avem
un aviz care confirma înștiințarea acestuia, instanța de judecată consideră imposibil depunerea cauzei. De ce suntem nevoiți să amânăm examinarea pentru o altă dată? Cauza se amână pentru data de 11. Așa vă este Consiliul Municipal Bel. Deci, dacă nu se mai aboveau pe bani de înțare și nu s-a detectat, deci decidem atunci la data aceea. La ce oră? La ora 10. 24 noiembrie. 4. 4 noiembrie, ora 10. 4 noiembrie, 10. Atunci, trebuie să plecați de plan în prezent. Vreau для меня это пытка времени. Даже в древней инквизиции не было пытка времени. На сегодняшний время. Момент. А сколько длится этот суд? 5 лет. И который раз? Мы сюда четвертый приезжаем. Там юридический отдел. Скажите, пожалуйста, за что вы получаете зарплату? Ваша зарплата здесь отстаивает наши права. За это вы получаете деньги. ЖОС, Дон Абалан, я скажу так, отставку господина Абалана. Почему вы столько народу, который никто не платит за это, пришли сбить, нашли деньги, нашли время и пришли. А вы оплаченными народом для того, чтобы отстаивать наши права, вы издеваетесь над нами. Муниципальный совет. Как так можно? Это сколько можно так? Годами люди ходят. Вам все равно, вам наплевать, так скажите людей. Подайте в отставку, господин Балан, вся ваша там сеть. Это что это такое? Извините, пожалуйста. Как можно издеваться столько? Только из-за того, вот сейчас люди сказали, что только из-за того, что не был муниципальный совет Бельц, из-за этого дать возможность муниципальному. Они были приглашены и раз, и второй, и прошлый раз. Вам было в одно место в прошлый раз, вам было просто все равно. И сейчас вам тоже все равно. Уже скажите, что вам наплевать на ПАС, вам наплевать вообще на народ и вообще на нас наплевать. Уже скажите, чтобы вы знали, господи, дорогие граждане, у тебя было, чтобы вы знали, что там люди получают зарплату и не делают свои обязанности, им наплевать. А когда были, то требовали, были адвокатами Дом Нуабы и Дом Нугуру, когда были. Они когда были, они были адвокатами. Не вашими, что вы платите налоги. Вы платите налоги. И они тут отстаивают другие. Я думаю, что это заговор против нас. Они, наверное, господин там кто-то им позвонил. Не ходите, не ходите.